Zilele acestea la Izvorna are loc o tabără de pictură, fotografie și sculptură. Peste 20 de artiști din toate colțurile țării s-au adunat aici pentru a-și arăta talentul. Anual la Izvorna, în luna mai, se organizează acest eveniment care reunește artiști renumiți, dar nu numai. Izvorna a prins culoare în aceste zile. Artiști din toate colțurile țării au venit într-o tabără de artă pentru a transpune în lucrări propriile trăiri. Am surprins câteva locuri din drumurile parcurse în jurul Izvornei. O lucrare, e un fragment de la moară surprins și această lucrare, care e acum pe orizontală, e din zona aceea cu peștera și vreau să transfigurez pe pânză. Aceste expoziții vor face obiectul unei colecții, a unei pinacoteci. Sperăm ca Izvorna să aibă o galerie de artă și o pinacotecă, un important obiectiv turistic pentru cei care vin să viziteze zona. Tabăra aceasta de pictură este minunată, este un vis, ești într-un loc plin de inspirație, te poți documenta și inspira de peste tot. Ne simțim foarte bine. Artiștii veniți în tabără au rămas profund impresionați de zona pitorească a Mehedințiului. Dorința mea era să reușesc un dialog între două materiale absolut, care sunt naturale. Că în natură lemnul, piatra la fel. Cum se va numi această lucrare? Se va numi Tresec sau în traducere foarte uscat. Totul m-a inspirat din ceea ce văd în jurul meu, pentru că atmosfera și peisajul sunt deosebite. Și e normal să transpunem pe pânză ceea ce simțim și mai ales că vin dintr-o zonă de pustă și aici e totul superb. A rămas surprins aseară când am ajuns și mai ales dimineață când m-am trezit, o minunăție. Ce are România, puține țări mai au. Și am venit chemat de prietenii mei Sepi, el m-a invitat la această tabără. Este cel de-al doilea an în care se organizează tabăra de artă la Izvorna. Se întâmplă lucruri frumoase, avem o tabără de creație, este vorba de pictură și sculptură și mă bucur că am reușit și le mulțumesc pe această cale acestor minunați artiști că au acceptat invitația noastră de a fi aici. Organizatori suntem noi și curatorul este Costin Brăteanu, un bun prieten de-al meu de la Timișoara, care s-a îndrăgostit de aceste meleaguri și dorește să-și facă și nunta căsătoriei aici la noi la Izvorna. Tabăra va dura toată săptămâna, iar duminică lucrările vor fi expuse la Castelul Artelor din Drobeta Turnu Severin.